Cel mai bun dirijor. Tu, fiule, ți-ar place... Să... Șacalilor, ce faceți? După mai bine de un an facem partea a treia din Mi-am rugat abonații să mă facă să râd. Am intrat, am pus un story pe Instagram. Trebuie să mă urmăriți pe Instagram, acolo la Niculeț. Suntem aici pe serverul Discord, oamenii deja sunt acolo, dar să vă zic o fază. Pe la 7 dimineața m-am trezit, văd story-ul, bă, lumea deja m-a așteptat pe Discord, bă. V-am zis, bă, ne vedem la 2, bă, lumea era de la 7, bă, acolo să prindă loc, bă. Bă, zici că era Black Friday la Altex, bă, să mor eu dacă nu. Așezat o risea câte un televizor, câte un cuptor cu microfon, bă, câte o hotă, bă. Așa că unul câte unul o să încercați să mă faceți să râd, sper să râd din toată lumea. Bă, mi-am propus, Doamne, să fiu fericit, să plin de, dar știu că sunt glume foarte proaste și de pe net, dar încercăm, vedem ce iese. Dacă facem 30.000 de like-uri, facem partea a patra și nu uitați, bineînțeles, codul SNIC pe Footshop. Ia uite aici, bum, bluză, Footshop, șapcă, Footshop, codul SNIC, fă-te frumos, băi. Băi, să înceapă nebunia, hai să vedem, Doamne ajută, doamne, băi, te rog, vă rog să fiți, vă rog, fiți amuzați, vă rog. Salut, fă-mă să râd. Omul răgăit și-a ieșit. Fă-mă să râd. Am fost la un restaurant pe Marte. Meniul mi-a plăcut, dar nu prea era atmosfera. Bă, v-am rugat să nu fii de pe net, bă. A fost de pe net? Sincer. Nu. Bă, sincer? Ești sincer? Sincer, mă jur. Dar de unde ai luat? Ai inventat-o tu cumva? Zi. Stăteam cu un prieten aici pe Instagram. Și-a inventat-o el, nu? Și el, a inventat-o el sau a luat-o de pe net? Fă-mă să râd. Da, m-auzi, salut? Da, salut, fă-mă să râd, nu mai trage de timp. Așa, știi care e emisiunea unde merg toți craiovenii? Nu. Șef la cuțite. Bă, a fost relativ bună, dar nu pot să râd. Poți să mai zic una? Ia-și afară! Bună ziua, fă-mă să râd! Te întâlnești un dirijor cu Dumnezeu. Doamne, te rog ajută-mă să devin cel mai bun dirijor. Tu, fiule, ți-ar place... Fiule, ți-ar place să fii dirijorul corului meu și cei mai buni compozitori precum Mozart, Beethoven, Schubert să scrie pentru tine? Sigur că da, ar fi cel mai extraordinar lucru din lume. Bine, fii pregătit, mâine la 10 ai prima repetiție. Bă, tu ai citit-o, mă? De unde ai citit-o, mă? Ascultă-o, leacă, deci... nu mai râde, nu râde, ascultă. Bă, numai, okay. Nu mai râde! Păi, mă, să râd. Ce faci, o gravidă sponsorată? Ce face? Își leagănă copilul. Doamne, ce aud. Bă, de unde s-a astea, bă? Fă-mă să râd. Salut. Fă-mă să râd, nu că salut. Bine, te fac să râzi. Știi de ce vorbesc? Știi ce vorbesc doi pedofili între ei? Nu. Ai să-mi schimbi una de 10 în 2 de 5? Băi, băiatule, băi. Deci asta i-a spus o mătușă mea lui unchi, mă bere când s-a spus. Stai că mai am una. Știi de ce nu sar teroriștii cu parașuta? De ce? Pentru ei nu e ok să arunci în aer, frate. Fă-mă să râd. Din inimă, te rog frumos. Trei glume. Trei glume? Lihnit, da, trei. Lupul lihnit de foame bate la ușa celor trei iezi și începe să cânte. Trei iezi, cucuiez. Iedul cel mare. Da, Eren, i-am pus vizor. Bă, zici că reciți povești, bă. Nu știu ce să zic, Veri, dar îți urez mult succes în viață. Fă-mă să râd. M-auzi? Da, te rog, fă-mă să râd. Hai, am încredere. Așa. În tine. Te rog. Sigur ai încredere? Hai, poți să o faci, zi. De ce s-a retras robinetul de la Olimpiada Instalațiilor? De ce? Era prea multă presiune. Bă, am avut încredere. Of. Nu prea le-am cu bancurile. Da. Ce se întâmplă, bă? De ce e așa ciudat? De ce, bă? Fă-mă să râd. Salut, Snic. Hai, salut, fă-mă să râd. Știi ce zic fructele când e frig în Moldova? Ce zic, frate? Cireșii. Ce tare e asta. Mai ai una, hai că tu ești tare. Zi, mai zi, am zi. Mai multe. Ia zi, spune acolo, hai încă două. Așa, știi cum se numește Instagramul telefonului Fuego? Au. Instalație. Da, nu, asta nu, următoarea, hai că poți. Cum l-au închis polițiști pe Newton? Cum? L-au luat cu forța. Hai salutare, ia fă-mă să râd. Salut, Nic. De ce cioara când zboară cârie? De ce? Că schimbă vitezele. Bă, dar de ce ai râs la gluma ta? Trebuia să râd eu. Sper că ți-a plăcut. Sunt un mare fan de-al tău. Da? Ia mai spune-mi o glumă atunci. Nu mai știu exact. Deci inventează acum una. Hai, pot.
Nu mai știu. Ah, gata, fiarent. Zic un banc. Un pedofil se duce la un magazin cu arme. Ce caută? Puști. Adevărat? Adevărat. Ce face una pedofilă? Una, un magazin de arme. Da, eu credeam că... Că o să râd, dar da, scuze. Fama să râd. Într-o zi, Nadia a venit la școală în tricou, dar în altă zi, pentru că era rece, a venit Nadia cu mănici. Hai, băi. Fama să râd. Bună. Cu ce crezi că se ocupă un chilot? Cu ce? Chilotează avioane. Doamne. Ce tare. Da. Mi-a plăcut, asta mi-a plăcut. M-a prins mai greu, dar mi-a plăcut. Fama să râd. Fama să râd. Știi cum ai zice unui copil în scaun cu rotile care a luat foc? Cum? Hot Wheels. Fai de capul meu. Ba, te-am dezamăgit. Îmi pare rău, Vere. Te pup. Nu mă mai pupa, Vere. Nu mă mai pupa. Fama să râd. De ce cărie cioara când zboară? Schimbă viteza. Băi, frate, o mai fost unul frate care a zis-o pe asta, bă. Fama să râd. Cum se numește un chinez fără mâini? Cum? Ciung? Ciung. Da, nu mai zic nimic. Fama să râd. Doi prieteni vorbeau. Unul întreabă. Bă, oare cine a inventat autocorectorul? Nu știu, bă. Cred că o femeie. De ce? Nici nu termin bine dispus propoziția că ți-o schimbă cum vrea. E greu cu femeile, nu? Nu știu, am 13 ani. Păi și dacă are 13 ani, de ce au zis gluma asta, bă? Georgiana, a, underscore fără. Fama să râd. Știi care e desertul preferat al eilor? Nu. Savanarina. Savanarina. De ce te cheamă Georgiana underscore fără? Nu știu, am numele ăsta de un an. Tu ești Georgiana care lungi rapid Dorian Popa? Fama să râd, Dragoș. Haisnic. Cineva s-a numit Haisnic, am treabă, bă. Salut, Haisnic, am treabă. Fama să râd. De care diferența între un cal și un catâr? Care? Pentru mulți oameni, catârii par a fi nimic altceva decât niște măgari de tare mai mare. Nimic mai greșit. Deși sunt strâns în rodici atât cu cai cât și cu măgari, catârii sunt sensibili diferit de aceștia. Catârul este, de fapt, un exvit. Gata, am... Are drept. Bă, chiar nu știam diferența. Bravo, bravo, bună asta. Fama să râd. Cum se numește o blondă ieșită de la duș? Cum? O știe curată. Ce prostii, mă, cât ce misogini, mă. Bă, e plin de misogini aici, bă, ieșiți afară, bă. Ieșiți, bă, afară, misogini. Bă, ce misogini, bă, bloc. Nic pisă de mea, ce om, bă. Fama să râd. Cum se numesc dacii care gândesc? Cum? Gândaci? Gândaci. Doamne! Te rog frumos, ești tu ca să nu te dau eu afară. Ești, cum se numesc dacii care gândesc? Gândaci. L-am rugat pe Snic să mă aleagă. Salut, fă-mă să râd. Cum se numește cel mai deștept om din România? Cum? Turist. Știam că o să fie o glumă proastă când ai început tu să râzi în timp ce ziceai. O să zic și una. Sunteți doi acolo. Și cum se numește o turturică înghețată? Cum? Țurțurică. Toamne. Ia, stai. Fiți atenți. Salut, fă-mă să râd. Salut. M-aud? M-aud? Da, fă-mă să râd. Dacă nu mă faci să râd, ai ban. Ia, uite, bun. Hai mai trage de timp, fă-mă să râd. Ce mare chiar și pute. Ce? Nu, ce? Bun, frate, eu ban, ai ban de pe... Hai. Ești tratat rău, ca să știi. Nu mai alegi vreodată. Snic, mai pipi dacă nu mă alegi. Am una bună de tăia capul. Fă-mă să râd. Știi cum cu... Nu știu, nu vine nimic. Au. Păi și-ai zis că ai una bună de tăia capul. Păi da, dar am uitat. Deci ai făcut clickbait? Salut, fă-mă să râd. Căsătorit, da. Copii aveți? Da, doi. Animale? Nu, sunt educați foarte frumos. Salut, fă-mă să râd. Ești ultimul, așa că fă-mă să râd. E cum invici înghii la piscină? Cum? Ne dăm la fund? Da, ole. Bă, de ce sunteți atât cu glume de gay, frate? Aveți ceva să-mi spuneți? Frate, ești gay? Nu. Sigur? Mihai Viteazu avea un cal. Cal nu avea nimic împotrivă. O știam pe asta, mă. Ieși afară, că o știam pe asta, mă. Nu știu cum să zic, dar nu mai pot, gen stop, gata. O oră, gândiți-vă că am filmat o oră, bă, să vedem de cât iese episodul, bă. Deci nici nu vreau să mă gândesc cât am de tăiat, cât am, bă, ce glumă, bă, mi s-a făcut foame, bă. Mi s-a făcut rău, bă, mi s-a făcut somn, bă, de la tea glume proaste, bă. Aș mai zice ceva, dar nu mai, s-au zis toate, efectiv, cu glumele astea chiar le-a zis voi pe toate. Eu sper că v-a plăcut episodul ăsta, sper că ați râs mai mult decât mine, că eu nu prea, ce să zic, nu mai zic nimic.
că așa trebuie să numesc, bă, episoadele de acum. Nu, mi-am rugat abonații să mă facă să râd. Mi-am implorat abonații. Le-am pupat tălpile să mă facă să râd, bă. Avem canal de gaming în descriere, să vă abonați acolo. Mergem spre 220.000 de abonați. Postăm jocuri horror și toate cele. Follow pe Instagram dacă vreți, bineînțeles, să fiți primii care o să știe de următorul episod de genul. Și ce să vă mai zic, beți apă multă, faceți porn mult și râdeți cât mai mult, bă. Eu v-am pupat. Bubu!